Este o mănăstire tânără, cu obște tânără. Mănăstirea a fost înființată în 2002, deși construcția bisericii a început mult mai devreme, în 1941. Dar împrejurările care au urmat au făcut imposibilă construcția acestei biserici. Lucrările s-au reluat după anul 1990. În 1997 s-a finalizat construcția bisericii, așa cum o vedem astăzi, iar din 2002 a fost înființată Mănăstirea Părepa. Ansamblul mănăstiresc cuprinde Biserica Mare, cu hramurile Sfânta Treime și Izvorul Tămăduirii, Paraclisul, care are hramul Sfântului Nectarie, corpul de clădire în care locuiesc maicile și o gospodărie anexă. Slujim în Biserica Mare, cu toate că încă nu este sfințită, a fost făcută doar o slujbă de binecuvântare pentru a putea să vârși sfintele slujbe aici. Biserica încă nu este pictată. În 2006 a fost instalată catapeteasma, lucrată în lemn de stejar la Târgu Neamț, și în 2009 au fost puse și primele icoanele împărătești. Paraclisul a fost construit în 2002, are hramul Sfântului Nectarie și în el slujim Sfintele Slujbe în perioada de iarnă. Săvârșim zilnic cele 7 Sfinte Laude. Sfânta Liturghie se săvârșește de 4 ori pe săptămână. Vinerea, în fiecare săptămână, săvârșim Taina Sfântului Maslu și, de asemenea, zilnic, prin rotație, una din maici citește Acatistul Sfântului Nectarie. Anul trecut am primit chiar de hram, de Sfântul Nectarie, o părticică din moaștere Sfântului. Thank you.
O parte dintre credincioșii din zonă cunosc despre existența mănăstirii noastre și nădăjduim ca de acum înainte pașii cât mai multor credincioși să se îndrepte spre mănăstirea Parepa.